Eu vin din afaceri și uh, o să vin cu elemente concrete. Afacerea în care am fost angajată mi-a demonstrat nevoia unei afaceri în domeniul educației. Asta și justifică parteneriatul meu cu Red Nation. Your uh, și-a asumat misiunea de a identifica și dezvolta potențialul copiilor. Și de mai bine de patru ani lucrăm inclusiv pe categoria de vârstă preșcolari, adică facem evalu evaluări de la 2 ani și jumătate. Și o să vă spun ce am observat noi în acești ani de evaluare. Probabil că norma se va modifica și, așa cum spunea și Măriu, că copiii sunt noștri cei mai mici, da, generație după generație, sunt din ce în ce mai inteligenți. Eu am observat copii care erau incluși la grupa mică pentru că aveau 3 ani și 6 luni la grădiniță cu capacitate intelectuală de 5 ani și jumătate, deci de grupa mare, și tot așa. Am avut și copii care erau în regres pentru că eu cred în potențialul copilor încă o dată. Ne naștem da, cu un bagaj genetic, dar dacă mediul nu este prielnic, regresăm. Și am avut în evaluare inclusiv copii care au fost în regres în timpul în care au intrat în sistem, după care au, au recuperat. Uh, luna trecută am avut o fetiță în evaluare cu IQ 150 la 8 ani. Din punct de vedere cognitiv era corespondentul unui elev de clasa 8a. Și am avut și lucrăm și cu copii din mediul uh, instituționalizat, cu copii abandonați care, din păcate, erau analfabeți la propriu cât și funcțional. Nu este vina copiilor. Dacă am decis să fac un business în acest, în acest domeniu, este pentru că ne-am propus să lucrăm în beneficiu copiilor cu adulții din viața lor, cu părinții, cu familia și cu dascării, pentru că școala și familia sunt cei doi factori care îl pregătesc pentru, pe copil pentru dezvoltare sau stagnare, poate chiar și regres. Ceea ce facem noi, și mă bucur că nu suntem singuri, am demarat un proiect pe vremea când încă era exista Fundația Dinu Patriciu în școli și am lucrat cu profesori. Lucrăm și astăzi sprijiniți de alte companii cu dascăli care își doresc să-și eficientizeze Demersurile, măsurând progresul copiilor. Noi, adulții, suntem responsabili de ceea ce urmează să se întâmple cu copiii, suntem responsabili într-adevăr de când se nasc, ne bucurăm că există această șansă de a oferi uh, educație timpurie la nivel național. Aș atrage însă atenția factorilor de decizie pe cine lasă să educe copiii cum se face selecția cadrelor didactice, cât se investește în formarea acestora, de așa manieră încât copilul să fie într-un progres continuu.